Stimați costeșteni, iată, am ajuns și la finele campaniei electorale. Au mai rămas încă o zi și pe urmă o să culegem ceea ce noi am promis. De fapt, prioritățile noastre care au fost înaintate s-au mai adăugat la aceste priorități și alte puncte de vedere, reieșând din cele spuse de cetățeni, căci cu adevărat în mahalalele și în familiile lor sunt și alte păreri decât ale noastre, care sunt prioritare pentru localitatea noastră. Centrul de sănătate, problemele cu sănătatea oamenilor și cu ambulanța care trebuie să aibă grijă de cetățenii noștri. Aici s-au solicitat mai multe lucruri ca noi să le putem rezolva în timp record, deoarece oamenii care vin la salvare și anunță că sunt bolnavi, salvarea spune că este în altă localitate, dar aici prioritar între aceste 12.000 de cetățeni trebuie să rămână cineva de servici ca să poată. Asta este un punct care noi l-am găsit de cuvință și care solicită cetățenii. Alt punct care este strategic pentru noi, când spunem că facem drumuri, facem și canalizări, eu aș spune că să încetăm cu promisiunile acestea și trebuie să pornim reactoarele pentru stocarea mâlului de pe rețelele de canalizare. Dacă o să începem de acolo, pe urmă se începe ramificarea. Asta este prioritară. Eu nu vreau să promit la nimeni muntele și marea, dar cu adevărat, dacă este necesar și prioritar, în sectorul Furnicaru, unde este pantă și unde apele care vin torențiale spală tot la vale, nisipul și pietrișul și inundă fața gârlii, localitatea de Peșăs. Este prioritar, este prioritar. De aceea să promitem altor sectoare este neserios. A fost și în grădinițe. O problemă foarte importantă acolo au ridicat-o mamele noastre, care cresc viitoarele generații, cu aceste donații care se adaugă pentru contribuții să cumpere birotică. Este foarte scump pentru copii și este o solicitare din partea când se formează bugetul, autoritățile publice locale să poată analiza bine lucruri și necesitățile pentru copii. În Institutul de Învățământ am mai depistat o problemă. Este vorba de părinții care au plecat peste hotare și au lăsat copiii în voia soartei. Este vorba de vagabondaj, care ei îmblă prin casele oamenilor și distrug averea agonisită de mai mulți ani. Și n-ar fi rău ca să revenim din nou la acel proiect ce ține de garda populară. La întâlnire cu medicii am transmis mesajul oamenilor din localitate, din toate mahalalele care se ciocnesc cu problemele de sănătate. Dar e necesar un salon unde oamenii pe timp de zi să rămână să primească unele îngrijiri medicale. Ce ține de salubritate despre care am vorbit noi și solicită un transport ca să colecteze acest gunoi din localitate. Și sigur că, stimați costeșteni, cu mare drag, noi încă o dată vă mulțumim că ne-ați acceptat să venim în gospodăriile dumneavoastră, în mahalalele dumneavoastră, să ascultăm problemele și să ne spuneți și oful dumneavoastră. Eu vă îndemn foarte mult să ne susțineți. Votați Partidul Unității Naționale, votați echipa noastră.